De ce să mă duc pe calea aceasta? Pentru că nu există nicio altă cale care duce la cer. Este singura cale. Este calea aceasta și Domnul spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Când vorbește Domnul despre cruce și când le spune ucenicilor despre cruce, nu vorbește cu niște oameni din secolul 21 care suntem obișnuiți cu altă înțelegere a crucii. La nivelul popular, la nivelul vieții de fiecare zi, câți ați văzut oameni cu cruciulițe la gât? Mâna sus. Nu vă întreb cât purtați. Și crucile sunt pe clădiri de biserici, și crucile sunt în cimitir, și oamenii își fac cruce și avem impresia că a ajuns fie un obiect de podoabă, fie un obiect de ritual. În vremea Domnului Iisus, pe drumurile Imperiului Roman, erau mii și mii de oameni răstigniți. Cea mai cumplită formă de condamnare la moartea cuiva. Am vizitat în urmă cu ani de zile un muzeu al torturii. Am fost îngrozit de câte modalități de torturare asemenilor au inventat oamenii. Fratele Doru vorbea dimineață despre cei care prin credință au suferit și spunea despre faptul că în documente istorice ar fi consemnat faptul că profetul Isaia a fost tăiat în două cu ferestrăul. Am văzut cum era acest model de tortură și de execuție. Să nu care cumva să credeți că era pus așa ca o bucată de lemn și tăiat în două pe aici. Era agățat cu picioare de niște cârlige și era tăiat în două cu ferestrăul pe coloana vertebrală până la cap. Într-o formă cumplită. Dar crucea era mai cumplită decât asta.